Nicu? Nicu, voi încerca să aflu acum opinia unui localnic. Bună ziua, domnule! Cum vă numiți? Bună ziua, mă numesc, îmi cheamă la mine Tărăc Bogar Ioanci. Și cum ați prefera să vă spun? Tărăc, Bogar sau Ioanci? Laviniu. Bine, domnule Laviniu. Ce părere aveți că în curând, prin curtea dumneavoastră, va trece o autostradă? Cred că foarte bine, cum ar zice Gică Hagi, asta aștept anul, pentru că eu de ani de zile ești singur aici. Am ajuns când fredonez peste tot unde te duci, sunt singurel, bingi bangă, printre copaci, câți a mai rămas. Sunteți singur, am înțeles. Și de când nu a mai trecut cineva pe aici? Hot Perseci, nu ai mai trecut pe aici, la zonă, să zici așa, cam de prin Ketezer, că 2002 de la inundații, atunci am mai trecut pe aici. Am înțeles. Și cine a trecut atunci pe aici? Camioanele cu ajutoare, nu? A trecut vreo 3 sate moldovenești, au trecut pe lângă mine, nici n-ai apucat să le faci ochești cu mâna, ciocolom, ciocolom. Am înțeles. Dar ce părere aveți că autostrada va fi împădurită? Eu zic că este un pas mic pentru drujbiști, un pas foarte mare pentru noi localnici, dar vreau să facă treaba asta foarte bine. Să nu faci o treabă românește, pentru că până acum, vereștoi de la Dumnezeu Otilo, ai distrus pădurea, ai distrus ozonul, nu mai ai nici o gură de luat aerul. Am înțeles, dar cum adică treabă românește? Treaba românește înseamnă că dacă faci autostrada, faci frumos 1, 2, 3 bandă de dus, 1, 2, 3 bandă de adus, dar pe ea împădurești, pui pădure. Dacă pui numai pe o bandă, înseamnă că pe cealaltă vine cu drujba și o taie. Am înțeles. Mulțumesc, domnule Laviniu. Nicu?